Micuțul de 2 ani este din comuna Dragomirești și a ajuns în stare gravă la spital, prezentând simptome de răceală în formă gravă. A fost un debut oarecum brusc, care nu a mers cu tratamentul simptomatic administrat acasă. O formă mai severă de boală a fost cu pneumonie interstițială, cu insuficiență respiratorie acută, cu adinamie, somnolență, cu febră înaltă, așa cum este caracteristic pentru formele mai severe. Medicii au acționat rapid în cazul copilului, iar starea acestuia este acum bună. Ne-am gândit de la început la acest diagnostic pe care, deci a doua zi am și recoltat probele, sunt niște probe speciale care se trimit la București. Copilul care a avut o formă mai severă este cu o stare generală bună, probabil într-o zi, două va fi externat. Gripa poate fi fatală dacă nu este tratată corespunzător. În cazul în care gripa nu este diagnosticată la timp și nu este tratată corect, pot apare complicații. Și în cele mai nefericite cazuri chiar se poate ajunge la deces. Acesta este cel de-al doilea caz de gripă înregistrat în județ în mai puțin de 24 de ore. Primul caz de gripă s-a înregistrat la un copil de 2 ani din comuna Miclești.